Pe parcursul zilei se anunță ploi însoțite de descărcări electrice în toată țara. La Briceni și Soroca vor fi 22 de grade, iar la Bălți 23. La Orhei se va înregistra cu un grad mai mult. La Tiraspol și Leova vor fi 25 de grade, iar la Cumbrat sunt anunțate 26 de grade Celsius. La Cahul sunt anunțate 27 de grade. Luni, în capitală, se vor înregistra 25 de grade. În următoarele zile, vremea se va răcori puțin și sunt așteptate ploi pe alocuri. Ziua vor fi între 26 și 32 de grade, iar noaptea maximă va fi de 19. Luni, în cea mai mare parte a Europei, cerul va fi variabil. La Madrid vor fi 35 de grade, la Paris se așteaptă 22, la Londra 20, iar la Berlin 22 de grade. La Roma vor fi 33 de grade Celsius. La Viena se vor înregistra 26 de grade, în timp ce la Praga temperatura aerului va atinge doar 23 de grade, iar la Varșovia se vor înregistra 26 de grade și va ploua. La Budapesta vor fi 28 de grade, iar la Belgrad maxima va fi de 26 de grade. La București se așteaptă 27 de grade. La Atena, maxima va fi de 33 de grade. 26 de grade Celsius se vor înregistra la Kiev, 24 la Moscova și 26 la Ankara.